Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci ori și cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, incredibil, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strântă, căci lată este poarta, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Amin. Tată, te rog, vorbește în seara aceasta. În numele Lui Isus Hristos. Aleluia. Se zice că un tip avea de recuperat niște bani, avea niște bani pe care i-a împrumutat cuiva și tipul ăla nu mai vrea să-i împrumute bani. Să-i dea bani înapoi că e greu atunci când împrumuți, stai tot timpul cu frica. Bă, oare mai primesc banii Oare nu mai primesc banii Oare atunci când îți cere cineva bani în oare să-i dau? Cu siguranță s-ar putea să nu mai prime, Nu știu ce să fac. Și s-a întâmplat ca tipul ăsta să-i dea banii. Dar nu mai răspundea la telefon, nu mai știa ce să facă. Și s-a dus în camera lui, s-a pus pe genunchi și a făcut o simplă rugăciune. Și a spus așa, tată, eu vreau să deschid scriptura și eu vreau să-mi vorbești despre cum trebuie să fac pentru că omul ăsta nu de bani? s-o pus pe genunchi și o deschis la Matei. Și o citit versetul ăsta. Celui ce bate, îi se deschide. Și atunci s-o gândit, mă, trebuie să-l bat pe ăsta. Ca să-mi dea banii înapoi. E doar o poveste, nu e adevărată. Pentru că nu la asta se referă aici. Dar ce e interesant că Domnul Iisus Hristos ne provoacă să cerem, ne provoacă să căutăm, ne provoacă să batem. Dar întrebarea, îi. Cine trebuie să ceară, să caute și să bată? Nu cumva este acea persoană care trebuie să recunoască că de fapt nu are, că de fapt nu a găsit, că de fapt nu a intrat, că e pe din afară. Domnul Iisus Hristos aici vrea să ne provoace la ceva pe fiecare dintre noi, să recunoaștem în primul rând că nu avem. Când vii la Iisus Hristos și crezi că ești cineva sau că ai ceva, în momentul acela nu o să fii persoana care va veni să ceară, să caute și să bată. Dar dacă vă aduceți aminte, noi continuăm seria de predici. Aceasta este, cred că, a 11-a predică din seria de predici învățat. În prima predică am învățat despre a fi fericiți. Am învățat din capitolul 5, din versetul 3, unde spunea Domnul, ferice de cei săraci în duh. De ce? Că cea lor este împărăția cerilor Nu o să cer niciodată nimic de la Dumnezeu sau nu o să cauți sau nu o să bați atâta timp cât nu recunoști că nu ai. Pentru că Sărăcia în duh, tocmai asta înseamnă. Un om pe care îl vei întâlni pe stradă, un boschetar, un cerșetor, îl cere pentru că nu are. Bine, acum sunt oameni care cer ca să risipească în plăcerile lor, spune Biblia. Dar vreau să vorbim în seara aceasta de trei lucruri pe care trebuie să le ai în viața ta ca să ai totul. Trei lucruri, trei lucruri. Lucruri pe care, dacă nu le ai în viața ta, dăm voie să-ți spun, îți lipsește totul. Dar vreau să recunoaștem, în primul rând, că nu le avem. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc și de care tu și cu mine avem nevoie, ai nevoie de o cerere. Amin, ziceți amin. O cerere. Auziți ce zice în versetul 7 la 10. Cereți, pentru că Tatăl ceresc dă lucruri bune celor ce îi le cer. Trebuie să faci o cerere. Câți de aici ați lucrat în instituții de stat? mână sus. Aleluia. Trebuia să primești o cerere, să dai număr, să o pui acolo în dosar și să stai uitată luni de zile, să vină la să-ți bate iară. Bă, omule, am făcut o cerere, mai fă o cerere, mai fă o cerere. Știai că cuvântul cerere vine de la cer? Aleluia! Nu știu câți dintre dumneavoastră știați, dar foarte multe cuvinte din limba română au fost dezvoltate în momentul în care a trebuit tradusă Sfânta Scriptură în limba română. Nu erau și au trebuit traduse. Dar cuvântul cerere vine tocmai de la cer. Pentru că Dumnezeu îți cere să ceri. Trebuie să faci o cerere, ăsta e primul lucru de care tu ai nevoie ca să ai totul. Fă o cerere către Dumnezeu. Amin. Din păcate, în lumea noastră, în lumea noastră mai ales în lumea contemporană, în postmodernism, să știți că foarte mulți oameni încearcă să intre în instituțiile statului sau să se angajeze de obicei pe pile, pe relații. Dai bani în stânga, dai bani în dreapta. Am fost acum zilele astea la un prieten de -a meu, a fost operat. Pe când mi-a zis că da, 2500 să fie operat. Aoleo, frate. Aoleo. În lumea în care trăim, parcă lucrurile nu mai funcționează decât dacă cineva cunoaște pe cineva și ăla îți l recomandă pe cineva ca să poți să ajungi undeva. Dar spune Biblia că la Dumnezeu nu merge așa. La Dumnezeu nu merge așa. Dacă vrei să stai în prezența lui Dumnezeu, trebuie să te duci cu o cerere direct către Dumnezeu. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Orice altă metodă prin care tu crezi că poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că este greșit. Dacă crezi că poți ajunge la Dumnezeu, atenție, printr-o altă persoană, sau ai nevoie de un alt mijlocitor, foarte mulți oameni îl caută pe Dumnezeu prin sfinți. Îl caută pe Dumnezeu prin păstori, prin preoți. Îl caută prin părinți. Dar Biblia spune că cererea ta trebuie să fie către Dumnezeu. În Ioan 10 cu 1, auziți ce zicea Domnul Isus. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe, pe altă parte, este un hoț și un tălhar. Singura cerere care este valabilă înaintea lui Dumnezeu, este către Dumnezeu Tatăl, dar este o cerere tipizată. Asta îmi place, este o cerere tipizată. Pe -aia, cel mai ciudat lucru e când ai stat câteva ore să formulezi acolo cerere. Către Domnul Director. Subsemnatul, Cosma Alexandru, domiciliat în CNP, bla, 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 solicit o mărire de salar. Și <gângă> o pui acolo pe masă, îi se dă număr, trec două, trei zile, trei săptămâni și vine înapoi. Uh, Aveam formular tipizat. Uh, Nu-i bună cererea asta. Nu avem un formular tipizat. Trebuie să treci anumit pași. Exact așa e și la Dumnezeu. Când tu te duci și te adresezi cu cererea ta direct către Dumnezeu, Dumnezeu spune, uh, vreau să o verific. Păi ce ai făcut? Ce ai făcut? Tu aici, aici ai scris că ai recomandare. Tu ai scris, uh, vreau să ajung la Dumnezeu Tatăl, dar vreau să ajung pentru că uh, Tatăl meu uh, e important. Când am mers să predicăm de antol și am predicat Evanghelia, mi-aduc aminte că mi-a povestit Daniel, i predicat Daniel Evanghelia unui tânăr, Auzi ce zice? Eu n-am nevoie că Tatăl e preot. Pe cererea lui era așa, către Dumnezeu, Tatăl susemnatul cu tare, vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu, vreau să am lucruri bune de la tine, pentru că Tatăl meu este preot nu e bună. De ce nu e bună? Pentru că singura metodă este să iei formularul tipizat care este în numele cui? În numele lui Iisus. Zicea Iisus, orice veți cere de la tatăl, dacă veți să primiți lucruri bune, să le cereți în numele cui? Băsescu. Emil Boc. În numele meu, Doamne, vin înaintea ta, auzi, Tată, vin înaintea ta și vreau să-mi dai lucruri bune pentru că eu, Alex, astăzi am predicat Evanghelia de două ori. Vreau, Tată, să îmi dai lucruri bune pentru că eu sunt un creștin devotat. Toată ziua dau milostenii, toată ziua fac mătănii, toată ziua fac lucruri. Dumnezeu se uită la tine și zice, păi ce ai făcut? Tu te-ai recomandat pe tine însuți. Nu e bună, ai nevoie de o cerere tipizată, vreau să fie în numele meu. Matei 5 cu 3, repet, ferice de cei săraci în duh, Vreau să-ți spun că atunci când mergem în prezența lui Dumnezeu, noi nu mergem în baza meritelor noastre personale, pentru că spune Sfânta Scriptură că noi suntem oameni răi. În în epistola către Romani spune Apostolul Pavel că toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și toți oamenii au păcătuit. Nu te poți duce în prezența lui să te recomande ceea ce ai făcut tu. Dar asta e și o veste bună și o veste rea. O veste bună pentru cei care trăiesc în păcat și cred că nu mai pot fi iertați. E o veste bună pentru tine pentru că nu prin merile, meritele tale ajungi. Dar este o veste rea pentru oamenii religioși care se duc înaintea lui. Spune Sfânta Scriptură că s-a urcat la templu un vameș. Dar s-a urcat împreună cu el și un cărturar. Și cărturarul ăsta s-a așezat așa lângă el cu hainele alea frumoase, ciucuri ei, a îmbrăcat în aur cu crucea aici și s-a pus lângă el așa și zicea, Doamne, îți mulțumesc că sunt într-un creștin așa de minunat. În fiecare zi dau milostenie, postez de trei ori pe săptămână și se uită la ăsta, ăsta se bătea aici în genunchi în pierd Doamne, n-am nimica, ai milă de mine păcătos. Și el se uită așa și zicea, Hmm, Doamne, eu vin în baza meritelor mele personale și deci eu sunt mai bun chiar decât omul acesta. Dar spune Iisus Hristos că mai degrabă vă spun că a plecat neprihănit omul acesta care a recunoscut că el nu are. În prezența lui Dumnezeu trebuie să te duci cu un formular către Dumnezeu Tatăl, către cerere în numele lui Iisus Hristos. Și vreau să știți că fiecare dintre voi trebuie să aveți tot timpul la voi cererea asta ai fost născut din nou, eu nu mai văd nicio diferență între pocăiți și biserice tradiționale, pentru că am văzut că pocăiții trebuie să se pocăiască. Să nu cumva să crezi că dacă ai fost născut din nou, ai fost gata. Pentru că cuvântul a naște din nou în engleză e un perfect continuu, în limba română nu este. Adică în continuare trebuie să te naști din nou, trebuie să ai cererea asta tot timpul la tine. Și când te recomandă ceva, tată, te-ai pus pe genunchi, vin în numele lui Isus, tată, ascultă-mă. Ăsta e primul lucru de care ai nevoie, o cerere. Al doilea lucru de care ai nevoie, ai nevoie de un detector. Un detector. Ai nevoie de un detector. Te să ai tot timpul la tine. Știi de ce ai nevoie de un detector? Auzi ce zice în versetul 7, spune, căutați și veți găsi, căci cine caută, găsește. Dar trebuie să-ți dai seama că îți lipsește. Nu te poți duce înaintea lui Dumnezeu să spui, vin la tine pentru că am. Vin la tine pentru că nu am. Va trebui zi de zi să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să cauți împărăția lui Dumnezeu de dimineața și până seara. În Matei 6 cu 33 spunea Iisus Hristos, că, căutați mai întâi ce? Să te îmbogățești. Caută mai întâi să-ți faci un nume mare. Caută, eu când iau pe unii zic, bă, nu te pochești, încă nu-ți pregătit. Dumnezeu, auzi ce zice aici, caută mai întâi să te pregătești înaintea lui Dumnezeu. Nu, caută să-ți faci un statut social. Dar zice, eu nu mă căsătoresc până la 34 de ani, până la 40, că vreau să termin un doctorat, vreau să termin nu știu ce studii pe care... Bă, omule, caută mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Scoate detectorul de metale și în fiecare zi nu faci altceva decât să cauți împărăția Lui Dumnezeu și neprihanirea Lui. Tot Iisus spunea în Matei 13 cu 44 că împărăția celor se mai seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Nu-i chiar așa cum credem noi cum împărăția asta. Ea nu e așa cum izbește om ochiul. Spune Biblia că trebuie să știi unde e locul în care trebuie să o cauți. Câți dintre voi ați căutat împărăția Mâna sus? Unde e împărăția? Uitați-vă aici. Aici e împărăția. Dumnezeu, când l-a trimis pe Isus Hristos în lumea aceasta și a murit pe cruce pentru tine, Isus Hristos a murit ca să deschidă ușa, să fie ușa, să intri în împărăția Lui și a pus-o în inima fiecăruia dintre noi. În Luca 17 cu 20 spune așa, fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns el le-a zis, măi oameni vă zice, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici, pe muntele Atos, uite aici, în Cluj, că iată că împărăția lui Dumnezeu este în la e aici, e aici. Am fost săptămâna asta la un prieten de meu, la Ghiță, Hiței din Beiuș a venit la Cluj, la Institutul Inimii, atâta operație au făcut de aici și până aici. Când îmi povestea, mă durea pe mine. Și Ghiță, așa Ghiță e un om cal și zice Ghiță, am Alex, da, ce mă, o desfăcut, o el e calm, așa că dor când povestea. o băgat mâna înăuntru, a pus mâna pe inimă și o scos afară și o tăiat-o. Păi când mi o povestit că o scos inima din piept și o tăiat și zice, medic, o ținea așa în mână. Și problema mea era că un ventricul era mai lung. Era mai lungă ușa. Ventriculul nu e altceva decât o ușă prin care trebuie să intre sau să iasă, să iasă sângele. Exact așa și cu împărăția lui Dumnezeu. El a pus împărăția lui în inima ta. Problema e că tu n-ai detectorul ca tu să detectezi că ea este înăuntru tău, că ea este înăuntrul tău și că tu trebuie să o detectezi. Cred că nu e mai mare tragedie decât un om, ascultați-mă, un om să trăiască 75, 80, 90 de ani, și să nu știe că ușa de a intra în împărăția lui Dumnezeu este în inima lui și să o fi căutat peste tot, în toate locurile, în toate situațiile și în toți oamenii. Aici este. Aici este. Împărăția lui Dumnezeu nu e doar la unii. Împărăția lui Dumnezeu nu e printr-o formulă magică. Împărăția lui Dumnezeu nu se găsește într-o terapie, într-o psihoterapie. Mulți oameni când vin la psihoterapie cred că îi dai împărăția așa, buf. Nu, e în inima ta, în Apocalipsa spunea Domnul, iată, eu stau la ușă și bat. Cineva deschide, voi intra și... De ce? El e gentleman. El nu vine, el nu vine cum credem noi să vină, cum vine diavolul și pune stăpânire pe inima ta, ci el vine și te întreabă, nu cumva vrei să-mi deschizi inima, te rog? Al treilea lucru de care ai nevoie, ai nevoie de o cerere, direct către Dumnezeu, tipizată, ai nevoie de un detector al împărăției lui Dumnezeu care este în inima ta, mai ai nevoie de un berbec, Berbecul ăla. Să <laughs> luăm cu noi. Auzi ce zice în, versetul 7? Zice, bateți. Celui ce bate, îi se deschide. Celui ce bate, îi se deschide. Spunea Domnul Iisus că din, de la Ioan Botezătorul și până în prezent, în vremurile noastre, împărăția lui Dumnezeu să ia cu o năvală, adică cu asalt. Când conștientizezi că lumea în care te afli tu este în pericol, lumea în care te afli tu este în pericol, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să salveze lumea de pericolul în care te afli. Împărăția în care ne aflăm noi acolo este împărăția diavolului și diavolul ne turmentează, diavolul ne chinuie și ceea ce va veni peste omenire este un pericol și Iisus Hristos vrea să spună eu sunt ușa, spargeți-o, luați berbecul în mână și spargeți-o pentru că aveți acces în împărăția mea. Vine un pericol peste omenire și eu vreau să vă salvez, dar trebuie să faci tu ceva, ia berbecul și sparge ușa. Când am fost în 2013 sau în 2012 în Polonia, la Auschwitz, mi-aduc aminte că am fost într-o cameră, când am intrat acolo m-am îngrozit. Nemții, ce făceau nemții? Un milion de mii de oameni au fost duși în lagărele de la Auschwitz. Nemții le spuneau așa, Și lăsați-vă și bagajele cu tot ce aveți voi, că veți trece printr-un proces de curățare, printr-un proces de spălare. Și intrau săracii, am fost să văd cu ochii mei, într-o cameră în care erau puse niște dușuri. Oamenii când intrau acolo ziceau, wow, ce frumoasă e camera aceasta. Dar ce nu știau ei că se închidea ușa și se dădea drumul la gaz? Și în câteva minute erau terminați. Dar ce m-a îngrozit a fost momentul în care am văzut urmele în uș. de disperare loveau cu piciorul în uși și pe pereți se vedeau urmele de ghiare. Nu, nu, știu dacă știți, dar nu există niște ghiare în momentele de disperare care îți vine să zgârie ușa. Dar Biblia spune că este un moment acum în care trebuie să iei berbecul și ca și oamenii de la Auschwitz, trebuie să spargi, trebuie să spargi, să iei berbecul acesta și să spargi, pentru că mântuirea este o poartă. Este o poartă de la moarte la viață. Cine crede în mine, a spus Isus, a trecut de la moarte la viață. Singura cale, singura poartă de a fi mântuit este Isus Hristos, nu este alta. Nu știu ce terapii faci, nu știu ce guru, nu știu cine ce-ți spune că există o altă cale, faptele tale sau ai altă metodă de a fi mântuit. Isus Hristos a spus că El este poarta în Ioan 10 cu 9. Auziți, 10 cu 9, eu sunt ușa. E articulat în limba română pentru cei critici al gramaticii. A gramaticii. <laughs> Vă zic ceva este articulat, este o singură ușă. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Auziți, va intra și va ieși și va găsi pășune. Nu există altă metodă. Eu când aud palții că spun că evrei sunt mântuiți, nu știu cum, că ea, e o prostie. Iisus este singura cale. Eu nu vreau să predic altceva decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta. Ai primit ce ai cerut? Ai găsit ce ai căutat? Ai intrat unde ai bătut. Pentru că mântuirea nu este doar, atenție, nu este doar o ușă, este și o cale. Mântuirea este și o cale care duce la viață, zice Isus, o cale care duce la viață. Care-i calea? Împlinind voia lui Dumnezeu, făcând altora ceea ce ne place nouă. Nu știu, eu acum am descoperit că versetul, uh, proverbul acela, ce ție nu-ți place altea, nu face de aici. Numai că-i pus pozitiv. Mai citesc o dată. Tot ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Păi de 2000 de ani aici a scris în Biblie. Doar că proverbul în limba română e la pozitiv, la negativ. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Recapitulez și închei. Atât au fost toate predicile. Haideți sus să cântăm. Vreau să mai cântăm lui Dumnezeu spre slavă lui, spre lauda lui. Trei lucruri de care ai nevoie ca să ai totul și dacă nu le ai, grăbește-te să le ai. Unu ai nevoie de o cerere care să fie adresată direct către Dumnezeu, dar să fie un formular tipizat. Doi, ai nevoie de un detector al împărăției lui Dumnezeu care să-ți detecteze în interior, inima ta. 3. ai nevoie de un berbec. Bum, sparge ușa, nu mai sta. Nu mai sta că vine pericolul acela și când zice Sfânta Scriptură că la final, la final unii se vor grăbi. Învățătorul, uite, ne pare rău că nu se poate, vă spune. De ce? Pentru că am avut un timp Vreau să închei spunându-vă întâmplarea asta de ieri, ce mi s-a întâmplat, am spus-o și azi dimineață la biserica unde am slujit. Ieri am fugit să-mi cumpăr un de lemn și asta un de lemn. mir, ortodox și zic mir. M-am dus să întreb, nu aveți un de lemn? O zice, mir, mir. Și am dus M-am dus în biserica greco-catolică la Părintele Lazar. Părintele Lazar mi-este prieten, este un om al lui Dumnezeu. Dar m-am dus, este eu un magazin în biserică Și m-am dus să cumpăr acolo Și ploua afară și înainte să intru în biserică La ușa bisericii stătea o fost colegă de-a mea de facultate Stătea așa de ploaie Și zic, intri și tu în biserică? Zicea, a, nu Și glumește, zice, eu sunt din lume și -o glumit Dar am înțeles-o că e o fată incredibil de faină și de bună Dar Ceea ce mi-a venit atunci în minte M-am gândit că exact așa suntem și noi Foarte mulți oameni sunt în pragul ușii. Zicea Iisus către un tip, zice, bă, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, tu nu ești nici în împărăție, nici afară, ești undeva în prag. Și fata asta, colega asta mea, stătea exact la ușa bisericii. Și a zis, eu nu intru. Exact așa e cu noi. O viață întreagă vine Iisus Hristos și spune, uite, ai nevoie de o cerere. Către Tatăl, în numele meu, am murit eu pentru tine. Nu trebuie să faci tu nimic, tu ești păcătos, ești nenorocit, dar am murit eu pentru tine. Mi-am dat viața pe cruce, toate păcatele tale le-am luat asupra mea. Tu nu vezi asta, de-aia ai nevoie de un detector ca să înțelegi că e în inima ta și mai ai nevoie de ceva, de un berbec ca să spargi poarta. Dar foarte mulți oameni refuză să facă lucrul ăsta și stau în ușă. Și nu e mai mare tragedie în ochii lui Dumnezeu decât să te vadă 60 de ani, 65 de ani, că ai fost la biserică zi de zi, că l-ai căutat peste tot, l-ai căutat în toate și n-ai fost. N-ai găsit și n-ai intrat. Pentru că în momentul în care ieși pe poarta asta, intri și ieși, necesită un efort oarecare. Adică trebuie să-ți iei crucea și să mori față de sine. Societatea și postmodernismul te va învăța că cea mai înaltă formă de dezvoltare personală. Este sinele tău, dezvoltă-te, măi, ce frumos ești, mă. A, este în tine ceva, hai să te dezvoltăm. Cinci pași despre cum să-ți dezvolți sinele. Șapte principii despre cum să crești în inteligența emoțională. Bali le-am citit. Nu mai pot să-i mint pe oameni. Bă, omule, tu trebuie să-L cunoști pe Hristos. Vine un pericol, în camera în care ești tu, vine un pericol, trebuie să-i berbecul, să spargi ușa și să te duci să fii mântuit. Vei găsi pășune. nu mai mințiți pe oameni. Nu există niciun pas, niciun principiu poți să-ți dezvolți sinele. Dar când îți spune Hristos, ieși pe ușa asta, leapă de sinele tău. Dacă vrea cineva să mormeze, spunea Domnul nostru Iisus, să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze. crede mi e mai bine cu el. M-au părăsit prieteni, m-au părăsit relații, nu mai am prietenii din lume, nu mai am pe niciunul. Am un nebunit. O reclamă era Piciu. O nebunit Piciu. Asta era păstătăt în cartierul mănăștorului. Nebunit Piciu. Am un nebunit. M-au ajutat să am școală, am familie, am pe voi, nu mai trebuie nimic. Dar toate mi le -o dat pentru că le-am cerut, n-am făcut nimic. Și vreau să te ridic și în picioare și tu în seara aceasta și vreau să te invit în prezența acestui Isus. Vreau să-ți fac cunoștință cu El. Nu este alt mântuitor decât El. Așa că vreau să-ți dau un minut în care să te duci în prezența Lui și să spui așa, am o cerere în numele Lui Isus, Tată vreau să-mi dai și mie un detector, să văd că e în inima mea și apoi să iau berbecul în mână și să sparg ușa și să ies ca să găsesc o dignă. Vă spun, știu că sunteți care nu aveți pace. Numai la el găsești pace. Există o pace asemănătoare care se numește resemnare. Ai, dai cu piciorul în piatră, o fi, o fi. Te mai trezești dimineața, fără Dumnezeu, apăsătoare zi, nu știi ce o să urmeze, dar te încurajezi tu. Hai că poți, hai că poți, hai că poți. Și Dumnezeu acolo dimineața lângă tine, parcă te întreabă. Ce faci, nu vrei să încep cu mine ziua? Hai să începem amândoi ziua. Lasă-mă, vreau să te ajut. Și tu nu, ai că se poate, încă o zi. Și te refugezi în muncă, o, alții lucră câte 12-14 ore, se refugiază acolo, se izolează în muncă. Alții se refugiază în jocuri pe calculator, alții se refugiază în relații. Alții se refugiază în păcat. Ai băut noaptea, te trezi dimineața, abia știi să vină noaptea să mai bei o dată. Dar vină la Isus. care poarta deschisă pentru tine, ce mai vrei mai mult decât atât? O, oh, ce-ți mulțumesc! Vreau să mergem cu toții un minut în prezența Lui, vreau să te întâlnești cu El personal, te rog! Te rog!